și bine ați revenit, dragilor! Astăzi o să miroase bine și ne vom simți foarte bine, pentru că astăzi vom avea uleiuri esențiale și vom învăța cât de sănătoase sunt pentru corpul nostru fizic, cel emoțional și cel mental. Au reale proprietăți terapeutice și te protejează de boli dacă știi cum să le aplici corect. Azi, la Vorbe Bune, discutăm despre uleiurile esențiale și despre eficiența acestora demonstrată de-a lungul miilor de ani de utilizare. De la specialiștii care ne calcă azi pragul, vom afla că ele nu sunt lipsite de contraindicații, dar și ce efecte au asupra sănătății noastre mentale și sexuale. O să o invit acum în platou pe cea care poartă titlul de medic în medicină alternativă și fito-aromaterapeut, o persoană caldă și sufletistă, care își trăiește viața în miresmele uleiurilor. Doamna Veronica Calce vine chiar acum în ospăție la Vorbe Bune! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Așa, ce aveți acolo în mână? Uleiuri. Uleiuri. Este trusa fără de care nu plecați nicăieri. Să zic așa, am venit cu ea din vacanță, acum o săptămână. Frumos, luați loc pe canapea să avem o discuție relaxantă, de fapt ca și menirea în mare parte a uleiurilor. Prima dumneavoastră întâlnire cu uleiurile esențiale, când a avut loc și din ce cauză a avut loc? Din ce cauză? Din dorința de a afla altceva nou, deoarece sunt cu plantele, sunt nu o amatoare, deci familia mea din rude, mama, sunt biologi de profesie, am iubit natura întotdeauna, am iubit plantele întotdeauna și la un moment dat vreau ceva altceva. Deci nu cunoșteam uleiurile câțiva ani în urmă, 7-8 ani în urmă, doar așa, ca de obicei, ca o persoană care merge la farmacie sau la un magazin și vede niște uleiuri și atât. Ca timp de 2 săptămâni să mă îndrăgostesc de ele într-atât de puternic, că aceasta este pasiunea mea pentru toată viața. Adică nu a fost o nevoie psihologică sau fizică, nu a fost cineva bolnav din familie ca să vă convingeți de eficiența acestor uleiuri? Pe parcurs m-am convins. Da. Pentru o familie, un cuplu sau o familie care au și un copil, care sunt uleiurile pe care trebuie să le aibă în casă și pentru ce sunt ele bune? Dacă ar fi să luăm niște nevoi, da? Ce ar fi pentru un copil mic sau pentru o familie din mamă, tată și copil? Să doarmă bine? Da, să doarmă bine. Deci ar fi levănțica, mult iubita noastră levănțică. Ar fi să aibă o capacitate de concentrare mai mare dacă e copil mai mare, școlare, nu știu ce, mergem la facultate, rozmarinul, îl cunoaștem toți, frunza de dafin. Dacă ar fi un antiviral, antibacterian, deoarece majoritatea uleiurilor au proprietăți antivirale, antimicrobiene, antibacteriene. Cel mai utilizat, cel mai cunoscut este arborele de ceai, dar sunt o sumedenie. Și oregano, și până și lămâie are proprietăți antibacteriene și antivirale. Dar lămâie este un detoxifiant foarte bun, nu în zadar bem apă cu lămâie, deși acolo cam puțină urmă de ulei esențial în apa cu lămâie. Este altceva. Deci, lavanda, rozmarinul, dafinul, arborele de ceai, lămâia și, să zic, ceva, un digestiv, un piper negru, un tarhon. Adică, în loc să avem în frigider o policioară plină cu medicamente, noi putem să avem o mini-trusă o cu mini-trusă, ulei, da. Care, apropo, poți să o iei și în vacanță cu tine, pentru că nimeni nu te întreabă la mamă pentru ce e medicamentul ăsta, ce e ulei pe care îl iei cu tine peste tot. Uleiurile sunt foarte concentrate. Da. Și vorba aia, în sticluțe mici se ascund esențe tari. Gravidele. Sunt foarte multe femei care au probleme în această perioadă. Ce le recomandați lor, pentru că nu ai voie să iei medicamente, în mare parte, ce le recomandați pentru starea de bine? Știm, diferite stări ale nu gravidelor. Nu ai voie cam să iei uleiuri până la 12 săptămâni. Așa. Da?
doar dacă ești fan a uleiurilor de mulți, mulți ani și le-ai utilizat deja, ai restricții. Ar fi cele mai ușurele, deci lămâia, mentă în stare de greață, deoarece este greața matinală. Ar fi mușețelul, care este un antiinflamator, un calmant extraordinar, un somnifer, și ar fi cea mai minunată aromă, uleiul esențial de trandafir, de roza damascena, care armonizează tot în jur. Deci ăsta ar fi trusa unei gravide. Lavanda la fel se permite, din alea care nu au nevoie de o strictă recomandare a unui medic specialist. La recomandarea medicului specialist și o anamneză mai specială, deja se pot administra și alte uleiuri, dar oricum sub o strictă recomandare. Mm-hmm. Citisem pe internet că uleiurile esențiale pot să te ajute să și slăbești. E adevărat chestia asta? Să zic că da, dacă mai ții și un regim, dacă te mai uiți la tine, da? Nu, grapefruitul, lămâia, sunt în meniul femeilor care vor să slăbească. În general, cred că ar lucra uleiurile esențiale la slăbit, aducând o stare de bine, deci aducând necesarul ăla de fericire care îl lipsește femeilor. Dar și cum, asta cum ajută, iată, o picătură să te facă fericit? Pur și simplu, creierele noastre încă nu pot luați o picătură și o puneți la încheietura mâinii și peste 20 de minute îmi veți spune cum va fi starea dumneavoastră de bine. Chiar se schimbă atât de tare? Se schimbă foarte mult. Fiecare ulei este un univers întreg de compuși organici volatili, deci acolo are loc și chimie și tot în jur. Dar uleiurile, în afară de aceea că au influență pe plan fizic, au influență la nivel emoțional. Deci asta este cea mai importantă când vorbim doar de dispoziție, de stare de bine, de înlăturarea stresului, nervozității, depresiei. Da, pentru că acum trăim într-o epocă, da, în care suntem cu toții foarte stresați, alergați, da. Nu mai primim plăcere de la ce facem și tot vrem mai mult, fără să ne bucurăm de ceea ce avem. Există oameni care se confruntă și cu depresie și cu anxietate. Care sunt uleiurile pe care le recomandaților? Deci, în dependență de situație, în urma unei aromadiagnostici, să zicem așa, se vede starea pacientului care vine și atunci recomandăm diferite uleiuri. Femeilor după 35-40 de ani este un ulei extraordinar care la fel s-ar spune că e un trandafir, trandafirul de piatră sau Cistus landaniferus. El este unul din cele mai puternice antidepresante, dar și cu efect antirid. De-aia recomandăm uleiul în crema de față. Deci facem mai multe lucruri împreună, lucrăm pe mai multe planuri. Sunt uleiul de mușețel marocan, același levănțică stare, scoate din starea de... Deși calmează, el este un armonizant, care dacă ar fi cu lămâia, ne-ar ține într-o stare de bine, calmă, liniștită, dar am putea lucra în prima jumătate a zilei într-așa o combinație. Dar între a doua jumătate, asociind-o cu un mușețel, cu un ilang-ilang, cu ceva așa mai relaxant, dormim liniștiți, lăsăm toată starea de stres la serviciu și mergem bine acasă. Închidem ușa, da, și ne relaxăm. Și ne relaxăm. Cum să le folosim corect? Pentru că totuși sunt câteva metode prin care putem să extragem beneficiile. Sunt o multitudine de metode. E important, în primul rând, să avem de-a face cu un ulei terapeutic, un ulei de calitate bună. Dar cum să diferențiem? Citim etichete. Și ce trebuie să găsim pe etichetă? Da, deci o etichetă, să zicem, ce să luăm aici? Așa. Haideți, luăm o lămâie simplă. Da, eu aici am tămâie. Ar trebui să fie nu numai denumirea plantei, așa, dar trebuie să fie denumirea plantei în latină. Deci, jumătate din uleiurile care noi le-am strânge ar fi că nu au denumirea plantei în latină.
Da? De exemplu, ulei esențial de eucalipt. Ce vă spune dumneavoastră? Că e un eucalipt care îl cunoaște toată lumea. Dar minimum în trusa mea sunt vreo 7 care au absolut mirosuri diferite și au acțiune diferită. Alte tipuri de eucalipt. Deci nu poate fi pe ulei scris pur și simplu eucaliptus, dar trebuie să fie eucaliptus globulus sau citriodora sau radiata sau smithii. Deci din planta din care a fost extrasă. Deja aceasta indică nivelul lui terapeutic. Un alt indiciu ar fi că pe ulei esențial este componența compuși organici volatili care sunt în el și își fac efectul. De exemplu, în lavandă linalolul și dacă este și procentajul de linalol în lavanda care o avem în față, în general e extraordinar. Sau în uleiul de oregano, carvacrol, un antioxidant puternic, un antibacterian extraordinar și ar fi procentul. Să fie măcar compusul organic volatil. Asta ne prezintă 100% că e un ulei esențial de calitate și un ulei care îl putem utiliza noi pentru înșine. Deoarece atunci când un ulei esențial este amestecat cu un ulei mineral, cu un petrol, nu deja plângem la sănătate. Chiar dacă noi zicem, păi nu l-am pus în baie sau l-am pus în aroma lampă, păi noi tot inhalăm ceea ce este în sticluță. Asta este lucrul cel mai important. Din metode, cea mai ușoară metodă este olfactivă. Am picurat pe minunatele flori care își mențin aroma măcar o dată pe zi, s-ar putea, sau este lampa cu o lumânărică și cu o băiță cu apă deasupra. Uh-huh. Este obligatoriu să fie apă, deoarece anume apa ajută la evaporare, asta una. A doilea, nu permite să depășească temperatura de 102 grade, care este temperatură periculoasă deja pentru administrarea uleiurilor esențiale și pot deveni cancerigene. Deci e obligator, nu picurăm fără apă. Și respectiv respectăm doza. 1, maxim 5 picături pe metru pătrat. Avem o cameră, am văzut cât. Aceasta este cea mai ușoară metodă. O altă metodă, desigur, aplicarea sub formă de, doar facem și parfumuri minunate din uleiuri esențiale, la antebraț, la baza gâtului sau aceasta pentru o stare de bine. La tălpi. La, da, deja cu terapeutic și pentru copii. Îl amestecăm cu un ulei de bază, care este, de exemplu, strugurii, sunt extraordinari ulei de struguri, sau de jojoba, sau de migdal dulce. Și atunci, în răceală, în viroze, în febră, în dureri, îl putem aplica la talpă, pe articulații, de-a lungul coloanei vertebrale, ca în masajul reindrop, pieptul, spatele, baza gâtului. Deci, aceasta este o aplicare topică sau aplicare pe masaj. Piele. Sau masaj general, relaxant. Oh. Avem o sumedenie. Ce m-aș duce la un masaj relaxant și mai ales cu, da, cu arome care să te ducă. Aveți o invitație lumea să veniți la noi la centru de aromaterapie să savurați din plin de un aromamasaj. O altă administrare ar fi administrarea internă, care este strict sub și este recomandarea adulților, specialistului, cred că adulților. Sunt mai multe școli, aromașcoli în lume, care unele, de exemplu, engleză, germană, administrare internă nu o recomandă și nu o permite. Școala franceză este cea mai loială. Da, deci diferite școli de aromaterapie. De ce? Deoarece nu e nimic mai mult decât doza. Dacă am respectat-o, e ok. Dar noi ne place, credem că dacă punem mai mult, are poate efect. Deveni o armă. Are efect mai bun. Deodată am să întinerez, deodată mă voi însănătoși. Riscul de intoxicație este mare. Este foarte mare. Mulțumim foarte mult că ați reușit să ajungeți astăzi la noi. Poftiți medicamentul dumneavoastră, unul dintre medicamentele dumneavoastră. Puteți să vă informați, puteți să descoperiți mai multe mergând direct la acest om, la acest specialist, unul dintre puținii specialiști pe care îi avem pe bune în țara noastră în acest domeniu, până ce o fi
micuți în Moldova. E, noi continuăm și vă spunem că utilizarea aromaterapiei ca supliment al masajului vă poate schimba starea de spirit, poate să calmeze, energizeze, relaxeze sau să aibă un puternic efect afrodiziac. Iandra Ilean a aflat cum mișcările de bace ale masorului și uleiurile esențiale te pot scăpa de multe neplăceri. Arta de a îmbina mirosurile delicioase cu tehnici relaxante de masaj reprezintă garanția supremă a unei stări de bine fizice și mentale. Aromaterapia sau masajul aroma presupune utilizarea nemijlocită a uleiurilor esențiale, deci doar cu uz extern, și sunt câteva moduri, fie că este vorba despre un masaj, fie că este de o baie cu uleiuri esențiale. Pentru un masaj aroma relaxant, manevrele vor fi mai moi, mai fine și invers, pentru un masaj stimulant vom folosi mișcări mai energice. Cu ajutorul uleiurilor esențiale, masajul poate avea un puternic efect energizant sau calmant în funcție de aromele și tehnicile utilizate. Utilizarea a uleiurilor esențiale în cururile de masaj au de fapt două scopuri de bază, fie că este cu scop relaxant, fie că este cu scop revigorant. Și în dependență de scopul tratamentului pe care ne-l propunem, respectiv vom folosi uleiurile. În cazul relaxant, aroma masajului relaxant, vom folosi uleiul de levanțică, uleiul de mentă, rozmarin, de ce nu, și invers. În efectele stimulante vom folosi uleiile extrase din citrice, cum ar fi mandarina, grapefruit-ul. În afecțiunea aparatului respirator vom folosi uleiurile extrase din arborele de ceai, din pin, cedru. Sunt pe larg folosite și în alte afecțiuni, cum ar fi afecțiunea aparatului cardiovascular, afecțiunile digestive, pentru tratarea arsurilor, pentru tratarea unor afecțiuni ale pielii. Uleiurile esențiale pot fi periculoase, însă dacă sunt folosite în cantități mari, pot cauza iritații ale pielii, alergii și sunt contraindicate femeilor care alăptează și copiilor mici. Din reacțiile adverse putem observa reacții alergice, reacții iritante la nivel de piele, și este contraindicat utilizarea aromaterapiei copiilor până la vârsta de 5 ani și femeilor însărcinate sau femeilor care alăptează. Unul dintre specialiștii care practică masajul cu uleiuri esențiale vine azi la noi. Împreună aflăm sfaturile de la specialist, dar și dacă putem practica anumite mișcări de masaj în condiții casnice. Bună ziua și bine ați venit! Așa, Natalia Boldurat este alături de noi. Practic ai venit cu doar câteva ingrediente. Ce vom face astăzi și ce zonă vom lucra? Cu ce ulei vom lucra? Мы сегодня будем работать с маслами лаванды, сделаем релаксирующий массаж на спине и покажем, какие имеет он свойства и как он хорошо расслабляет и насыщает наш организм. Da, asta este cel mai important, că dacă un corp este relaxat, înseamnă că și creierul este relaxat și totul este bine. Zic să începem și este foarte important să ne înveți dacă putem face masajul ăsta și acasă. Da, конечно. Его можно делать и дома. Așa. Но лучше, конечно, у специалиста. Ei, specialistul are ani de experiență în spate. Eu zic să începem. Давайте начнем. Da, Руса мя. Для начала нужно релаксировать клиента, успокоить его. Nu știu cum se va relaxa în fața camerelor, dar încercăm. Ce fel de ulei e aici? Lavanda. Uh-huh. Deja ai făcut mixul, da? Da, mix. Este 3 masel. Lavanda, rămașca și roza. Sunt unele dintre cele mai răspândite uleiurile esențiale și sunt unele dintre cele mai accesibile. Este sănătos pentru piele, dar și pentru suflet. Da, snimaie napriženie, nasișaie nașu cojo polieznimi veșistvami și uspokaivaie.
Am înțeles. În cât timp dumneavoastră ați învățat să practicați masajul? Câți ani e nevoie ca să devii un specialist bun? 10 ani. 10 ani! Știu că prin mâini circulă energie, da. Și este foarte important ca masorul, masioza, să fie cu inima împăcată, să nu fie supărat, pentru că poți să dăunezi mai mult prin masaj. Așa, чтобы были чистые и душа была чистая. Обязательно, энергетически мы наполняем каждого клиента, заполняем его энергетикой. И хотим, чтобы у него было хорошее самочувствие и настроение, конечно же. Așa, cât durează un asemenea masaj? Сколько длится? От 55 минут до 1,5 часа, то есть 90 минут. А контраиндикации? Sunt persoane care nu au voie să facă masaj cu uleiuri? Есть, да, противопоказания есть, естественно. Это, конечно же, высыпание на коже, если есть они, экземы, или же аллергическая реакция на коже, если есть, и те, которые больны астмой, им противопоказания, да, и беременным. Арома масла нельзя использовать в таких случаях. Копилашилор, путем салифачем массаж ку улеюр? Да, конечно. Așa, de la ce vârstă putem pentru bebeluși, pentru copii, să facem masaj cu uleiuri esențiale? Adică totuși așteptăm, nu chiar bebeluși născut deodată? Să aromăm maslami, să maslami efirnimi, net, nu lizea, nejelatină. Am înțeles, așa. Noi o să tragem un pic mai tare, nu de alta, dar băieții trebuie să se concentreze la filmat, da? E adevărat. Cât de des putem să practicăm acest masaj? Сколько раз в неделю, в месяц? Рекомендуется, конечно, делать его один раз в неделю. Минимально это 5 сеансов для достижения хороших успехов. То есть это антистресс, работоспособность, чтобы была у нас, так как сейчас в нашем времени очень все тяжело, и стоит делать такой массаж для поднятия и настроения, и улучшения всего организма в целом. Așa. Pot fi diferite combinații de uleiuri? Adică dacă o persoană poate nu îi place lavanda, poate să înlocuiască cu alt ulei. Da, мы должны общаться с клиентом и узнать его потребности, что он хочет, чего он хочет. Расслабление, либо более интенсивный массаж. И, естественно, нужно комбинировать масла. Câte picături? Câte picături? 4-5 капелек. Миксаты, амистекаты. Да, 3 вида масел. То есть, май не больше. Ну. Да. Потому что может вызвать аллергии какую-то или же вызвать головные боли. Așa. Zonele foarte ușor de masat sunt spatele și tălpile, la picioare, tălpile. Da. Cu ce uleiuri putem să masăm ca să avem o relaxare totală? Очень хорошо лавандовое масло, масло ромашки, имбирь очень хорошо. И много масел есть, конечно, именно для релаксации. Așa, noi... Цитрусовые масла, но они не всем подходят, правда. Așa, noi ne relaxăm în pauză de publicitate și o să tânjim cu toții acum după o doză bună de masaj și s-ar putea să răscolim prin sertare după uleiuri. Cât faceți acest lucru, luăm o pauză și revenim cu cea care ne învață ce arome stimulează pasiunea într-un cuplu. Acum publicitate. Am revenit și cred că acum o să rămână mai mult mami și tati în fața micilor ecrane, pentru că este un subiect care sigur o să vă intereseze. Câteodată lucrurile nu merg prea bine între tine și partenerul tău. De aceea, specialiștii recomandă să îmbunătățim relațiile intime. Dacă vreți să reaprindeți pasiunea în dormitor, puteți folosi cu încredere uleiurile esențiale. Ce uleiuri folosim și cum facem acest lucru știe sexologul Maria Sivirenko, pe care vreau să
să o invit chiar acum. Salut și bine ai venit. Deci, e foarte important, în special pentru ființele sensibile, știm noi cine sunt ființele sensibile, să simțim dragostea, nu numai fizic, dar și metafizic, dacă putem să spunem asta. Cât de importante sunt uleiurile într-o casă, într-un dormitor? Ну, ты знаешь, масло в спальне, оно, конечно же, имеет место быть, но не каждый человек знает об этом, и не все этим пользуются. Вот. Но я бы хотела начать с того, что мы вообще выбираем партнера по запаху. Это происходит на подсознательном уровне. Да, и если люди с первого раза как бы не принюхались хорошо друг к другу, то впоследствии это может сыграть с ними злую шутку. Но обычно связи, они формируются на подсознательном уровне и в том числе через запахи. Мы, конечно же, в случае, если партнер нам не очень подходит или подходит, и мы хотели бы как-то усилить нашу связь, мы, конечно же, можем прибегать к помощи масел, феромонов и так далее. И когда речь идет об эфирных маслах в спальне, то для чего это вообще нужно? Есть же свой натуральный запах, и когда девушка чиста, когда мужчина чист, у них есть, выделяются особые феромоны, которые и притягивают друг друга. Со временем мы привыкаем к этому запаху. Да, и хотелось бы как-то разнообразить и простимулировать отношения. В этом случае на помощь приходят эфирные масла, которые можно приобретать. Используя масла в эротическом массаже, мы можем возбудить нашего партнера или же расслабить, в зависимости от того, чего мы хотим добиться сегодня вечером. Да? Если мы хотим сделать расслабляющий массаж партнеру или партнерше, в этом случае мы используем специальные масла, направленные на расслабление. Это может быть там или жасмин, или роза, и что-либо. Да? Если же мы хотим простимулировать нашего партнера, в этом случае мы используем масла кедра, имбиря, то, что стимулирует корицу, да, этот запах мы чувствуем, мужчина чувствует, и он начинает возбуждаться, в том числе, как и возбуждается женщина, когда непосредственно прикасается к телу своего партнера. Вы слышали наверняка про феромоны, да, про естественные феромоны, которые выделяются в организме у каждого из, и у мужчин, и у женщин. Так вот, что касается женщин, то это феромон капулино. У мужчин это андростенон. Существуют специальные духи, парфюмы, которые направлены на возбуждение противоположного пола. И очень часто мы прибегаем к этим, ну, не мы, а те люди, которым не хватает, скажем так, уверенности в том, что есть достаточно во мне вот этой вот сексуальной привлекательности, в этом случае они начинают прибегать к помощи феромонов. У ученых до сих пор они спорят на тему того, насколько бывают эти феромоны эффективны, да. И некоторые из них приходят к выводу, что все-таки большую роль играет, да. И ворба mai mult de placebo, efectul placebo. Te dai cu o chestie, ai impresia că, pai, da, toate femeile sau toți bărbații sunt ai mei. Да, важно, но эту уверенность можно достичь при помощи использования все-таки этих феромонов и понадеяться на то, что все-таки ученые вывели то вещество, которое способствует к привлечению противоположного пола. Или же есть другой способ, это входить в состояние уверенности, в состояние сексуальности, в состояние привлекательности собственной. Да? Это когда вы представляете, вы можете себе представить такое облачко, оно может быть любого цвета. Выберите для себя тот цвет, который для вас является стимулирующим, и тот цвет, который для вас является привлекательным и соответствует сексуальности. Да? Вот какой у тебя цвет, например, который ассоциируется с сексуальностью? Ничего не могу не лакесть. Первое, что приходит в голову. Очень важно. Рожа, да, рожа и банал. Да, но банально, но он и является цветом сексуальности. Да. И ты представляешь, что ты берешь на себя вот это вот облачко красного цвета. И медленно начинаешь его надевать на себя. И по чуть-чуть, да, ты одеваешь на себя вот красный цвет, да, и по чуть-чуть входишь в роль. Представь себе еще, что у тебя есть какой-то
типаж, который ассоциируется с сексуальностью, да, кто для тебя является самой сексуальной женщиной, например, это что касается женщин. Mm-hmm. Кто первая? Моника Беллуччи. Моника Беллуччи. Ты представляешь себе Монику Беллуччи, да, которая сидит напротив тебя. Прям в деталях ты начинаешь себе ее представлять и описывать. Она сидит расслабленная, улыбается, там, курила она, не курила, сигареты или без. Вот, она расслабленная и ловит на себя восхищенные взгляды. Ты берешь и садишься потом на это же место, где ты до сих пор представляла, что сидит Моника Беллуччи, да, и одеваешь как бы на себя ее костюм. Да. Пребываешь в этом состоянии 2-5 минут, это такая маленькая медитация, и ты встаешь и начинаешь себя чувствовать непосредственно как Моника Беллуччи. Вот это вот все, чувство уверенности, сексуальности. И бербатии могут делать то же самое, конечно, с вице-верса, с да, мужчины выбирают свой идеал. Да, то есть бербатии се гиндеют на бербатии, фемеи на фемеи, да? Но... Ну, главное не перепутать. Тут готовьте, но чтобы гиндеть на încredere в себе и сексуальность в себе, да, чтобы гиндеть на что-то. Да, это будет легкая такая тренировка, и со временем ты начинаешь себя чувствовать совершенно по-другому. Вот, когда ты чувствуешь себя уверенно, ты начинаешь источать вот этот твой свой собственный гормон, феромон сексуальности. Zicei de uleiuri care te relaxează și uleiuri afrodisiace. Numește un top 3 uleiuri pe care ar fi bine să le avem în dormitor, pentru că știm, la toți nu e viața chiar roz sau roșie. Масло иланг-иланг, оно помогает убрать фригидность и повысить потенцию у мужчины. Дальше жасмин и апельсин. Я бы добавила еще обязательно кедр, пачули и бергамот. Și niște șampanie, și niște ciocolată, și niște căpșuni, și muzică bună. Și atunci toate problemele se rezolvă. Я хочу сказать, что это очень большая привязанность возникает между партнерами, когда они привыкают к запаху, индивидуальному запаху. Когда человек выходит из спальни и случайно ловит где-то за пределами квартиры этот запах, у него ассоциация происходит с домом, то есть как у меня в спальне. И для женщины очень важно выбрать то масло, тот аромат масла, которым она делает массаж своему мужчине. Он должен быть индивидуален и уникален. Для того, чтобы в следующий раз, когда мужчина приходит домой, почувствовав этот запах, у него сразу уже включилась ассоциация с тем, когда ему было хорошо, и он будет знать, что дома ему хорошо. И когда он... Но умбли лад касе. Да, устя касла ел. Да. На фемея луй. Конечно. Și asta e foarte important, pentru că asta este familie fericită, asta este femeie și bărbat fericit. În toată emisiunea de azi mi-am amintit unde am acasă uleiuri. Bețișoare, am, nu am, trebuie să merg să aprind. Mă bucur foarte mult că astfel îmi reamintesc și eu de chestii pe care le-am făcut, nu le mai faci, nu te grăbești, copii, nu reușești să le faci, dar până la urmă e vorba de armonie. Și atunci când un om este armonios, totul în jur funcționează mult mai bine. Mulțumim foarte mult că ai reușit să ajungi și astăzi la noi. Spor la muncă și cât mai mulți oameni fericiți să faci prin cunoștințele pe care le ai tu. E, noi, de fapt, eu sigur am în casă levănțică și cred că și voi în casă, cel puțin, ați avut odată un ghem de levănțică sau, de ce nu, poate chiar ulei. Pentru că noi avem multe lanuri de levănțică și am florit, iar mirosul ei îmbietor a atras-o pe albinuța Maria Unică în lanul cu flori parfumate. Cât de bogată e roada acestui an și ce vor face antreprenorii cu florile MOV, aflăm în data. Levănțica este planta minune care dă roadă timp de 20 de ani. Ei bine, nu aduce profit doar prin produsul ei, dar și prin atractivitate. Zeci de oameni vin zilnic aici la Nisporeni pentru a admira acest peisaj de poveste și a face niște poze extraordinare. De 4 ani, cu Ulinici cultivă levănțică. La ai săi 27 de ani, tânărul antreprenor investește anual în plantația cu flori de un MOV cuceritor. Din an în an, plantația se schimbă, devine mai mare, mai matură, roada mai mare, dar anul acesta se văd schimbări în lan, adică din cauza secetei. Foarte mulți vizitatori, avem mai mult în weekend, vin, dacă sincer, aici nu reușești să numeri mașinile. Anul trecut chiar au fost două tocare la agenția de turism, au fost în jur de 100 de oameni. L-am surprins exact în momentul în care erau colectate buchețelele destinate comercializării. După acest proces sunt adunate florile rămase din care se fabrică uleiul de levănțică și pliculețele aromate.
3-4 zile strâng pentru buchete, după asta fac o pauză de o săptămână, aștept să acumuleze ulei mai mult și o mică parte să îți duc tot la uscare, din care pe urmă o scuturăm și facem pungulițele. Anul trecut, Modesta s-a uzina fabricat în jur de 80 de litri de ulei de levănțică. Totul l-am vândut, jumătate s-a dus angro, jumătate cu amănunt în sticluțe. Totul pe loc în țară. În toamnă dorim să mai plantăm încă 2-4 hectare, dar vedem cu secetea asta că dă bătăi de cap. Beneficiile numeroase ale uleiului de levănțică este și motivația ce îl mișcă din loc zilnic pe Nicu Ulinici. Este un magician care transformă o floare parfumată într-un elixir miraculos care poate vindeca 10 de boli. Ne vine acum în ospeție o invitată care știe ce înseamnă uleiul esențial de calitate terapeutică. Cum și de ce sunt uleiurile terapeutice atât de eficiente pe plan emoțional și afectiv? Vom afla de la cea care oferă multe masterclass-uri tuturor doritorilor de a cunoaște medicina mirosurilor. Valentina Gorceac intră chiar acum să ne spună câtă magie se află în aceste uleiuri. Salut și bine ai venit! De fapt, tu ai pregătit aici din timp totul. Asta este trusa, e comoara. Da, și comoara. Comoara și pentru mulți alți utilizatori. De când tu ai devenit pasionată atât de mult încât să devină și jobul tău? Da, s-a întâmplat cu aproximativ 4 ani în urmă. A fost o alegere pentru familia mea, mai ales pentru fetițele mele. Aveam niște probleme de sănătate cu fetițele mai mici. Respiratorii? Și respiratorii. Fetița mai mică începea grădinița și mereu aveam probleme. Și atunci mămica mea a fost cu inițiativa, mi-a propus să caut ceva natural și ceva ce nu exista la noi în Moldova. Și în acel moment, informându-mă foarte, foarte mult, am ajuns la să aleg uleiurile esențiale. Și da, e nevoie de știință ca să știi, da, cum să le folosești, desigur, așa încât să ai efecte pozitive. Pentru că ele sunt foarte, foarte concentrate. Da. Citisem undeva, corect, că o picătură de ulei esențial e similar cu de la 15 la 40, da, de căni de ceai medicinal. Marea problemă a mamelor. Copiii răcesc și acum în vară. Zilele trecute am trecut și noi printr-o febră și tusă. Ce uleiuri se recomandă pentru a fi folosite de mămicile care au pici mici? Da, în primul rând trebuie să-și aleagă ceva pentru imunostimulator, antibacterian și pentru căile respiratorii. De obicei recomandăm uleiurile esențiale în mod natural, se poate aplica topic, aromatic și deja aromatic în difuzor, cum am pus aici, topic pe piele, dar este totuși o artă, cum spuneți dumneavoastră, și trebuie de cunoscut foarte multe detalii, mai ales când vorbim de topic, trebuie să folosească neapărat ulei de protecție, asta e ulei vegetal. Ulei portativ, ulei de măsline. Vegetal. Măsline, de obicei recomandăm ulei de cocos. De cocos, că da, e mai pielea e copilului fin. Foarte bine reacționează la uleiul de cocos. Așa, hai să vedem, da, împotriva răcelilor, ce pot să folosească mamele? Cel mai des recomandat este uleiul de arbore de ceai. Da, este un ulei antibacterian și imunostimulator, care îl putem folosi atât topic la copilași, la tălpițe, la copii de la mici. 3 luni, pentru că citisem undeva că vârsta pielii până la 3 luni e cumva, da, de la 3 până la 6, obicei, e diferită. De obicei recomandăm de la 2 ani în sus și neapărat de luat și în difuzor sau dacă vorbim de pentru răceli, pentru căile respiratorii, dacă luăm eucaliptul, da, este un ulei care se permite de la 5-6 ani în sus. Dar pentru copii, pe topic, tot trebuie să cunoaștem multă informație. Putem să punem ca să nu riscăm sau să nu facem o roșiață pe piele. Punem o singură picătură pe hăinuță la copilaș. Și foarte multe mămici adoră să se ducă, copilașii la grădiniță cu o picătură de eucalipt pe guleraș. Și e protejat. Corect, corect. Tot aș recomanda chiar și aceeași uleiul de lămâie. Este un ulei foarte, un citrus foarte bun. Se folosește pentru febră la copilași și se permite de la micuți, de la bebeluș. Tot diluat împreună cu uleiul de levănțică, se pune împreună, se masează tălpița, coloana, ceafa. Foarte mulți oameni își cumpără, fac de vreo două ori ce fac,
și le lasă undeva. Da, sunt cazuri. Eu sunt una dintre ele, da? Eu vorbesc din propria experiență. Sau poate că nu am găsit uleiurile care să mă reprezinte și care să-mi stârnească, iată. Da, ca să înțelegem, uleiurile esențiale, de obicei mămicile le cumpără pentru picii săi. Dar să nu uităm că uleiurile esențiale au foarte mare putere, nu numai asupra fizicului, dar și asupra minții sau asupra depresiilor, anxietății. Și deci deseori recomandăm, când cumpărăm, procurăm un ulei esențial, să ne informăm foarte, foarte bine și acelelalte proprietăți ale sale. Da? Lavanda, de exemplu, este un bun imunostimulator, dar este și un foarte bun calmant și este și pentru bebeluși, pentru maturi. S-au dovedit efectele benefice ale uleiurilor esențiale împotriva cancerului. Da, corect. Da, este adevărat, și anume tămâia de boswellia este extrasă din oman. Acest ulei lucrează la nivel celular foarte bine și trece bariera encefalică la creier foarte rapid, ceea ce nu fac medicamentele. Și în cazul nostru, foarte mulți o iau și intern, chiar acum foarte mulți medici recomandă, în cazul, cum ați spus și dumneavoastră, în problemele canceroase, maturii o luăm intern, sub limbă. O picătură, două, chiar și când avem un stres sau ne simțim puțin stresați. Iată și eu, în momentul când aș veni aici, mi-am luat o picătură de tămâie sub limbă. Este așa foarte bun calmant, foarte bun. Nu degeaba, chiar și mirosul. În biserică te simți relaxată, intri. Da, dau seama, nu e, pentru că acolo e fum, aici e ulei. Corect. Da? Vreau în aceste clipe să o invităm și pe colega ta, Aluna Dolma, este cea care o ajută mereu pe Valentina să aducă cât mai aproape informațiile de oameni, în special de reprezentantele sexului frumos, pentru că noi suntem pasionate și de ce? Folosim pentru sănătatea familiei noastre, dar și pentru frumusețe. Tu, de fapt, ești cosmetolog. Da. Bună seara! Zic să ne aranjăm sau rămânem aici? Cum doriți. Da, noi n-am vorbit despre ăsta. Avem timp când se întâmplă. Da? Așa, de fapt, uitați-vă ce frumusețe. Da, zici că este un element de decor, de fapt, aici. Este un difuzor. Este aparatul care ajută ca uleiurile să ajungă în aer și să-l respirăm. Haideți să vă simțiți ca acasă. Eu am să iau o trusă, de ce nu? Da? Op! Așa. Femeile întotdeauna, mai ales femeile care nu aveau la dispoziție toate cremele, gelurile, demachiantele pe care le aveam noi, își păstrau frumusețea prin uleiuri. Da, sigur. Deci folosirea uleiurilor eterice sunt de foarte mult timp, cred că dintotdeauna. Deci se găsește în literatură că de 3000 de ani în urmă, cele sintetice de 100 de ani, de atunci când a apărut chimia, dar întotdeauna a fost și cred că vor avea loc întotdeauna în cosmetologie, pentru că ele sunt folosite, chiar și sunt în cremele cele mai scumpe. O să găsiți întotdeauna ingrediente, la ingrediente unde scrie extract sau un ulei oarecare. Cel puțin e o mare problemă a tinerilor, iată acneia. Cumpără tot felul de produse care sunt și scumpe și cine știe ce efect au. Ei, ce trebuie să folosească, pentru că practic tot ce ai zis tu... Da, deci atenuează. Ne-am dus cu gândul la problema de acnee, da? Deci, în general, când alegem un produs dat, deci trebuie întotdeauna să luăm în considerație ce tip de ten noi avem. Dacă vorbim tenul problematic, clar că vom folosi în primul rând este vestitul, arborele de ceai, care el este de fapt introdus și în protocoalele de tratament, da, în medicină. Sunt studii științifice care demonstrează efectul uleiurilor eterice asupra pielii, părului, a corpului, da? Arborul de ceai, rozmarina, lămâia, deci sunt produse care au acele, cum am zis, efecte antifungice, antimicotice. Și cum facem, iată, cum aducem, iată, picăturile astea de ulei pe piele care să fie efectiv? Nu se recomandă niciodată de a fi aplicate direct pe piele.
ele, deci întotdeauna este necesar de a fi a face un amestec, un cocktail, deci cu cremă, cu loțiunea care ne folosim. De exemplu, dacă pe față, deci o cremă, un gel, un ser, pe corp la fel, pentru că acnea o găsim și pe alte zone ale corpului, deci o loțiune de corp, deci dar este important dozajul. Deci cum s-am spus mai sus, este important pentru că de ce? Anume în uleiurile eterice, doza mică stimulează, doza mare inhibă. Femeile vor să nu aibă riduri. Este posibil asta cu ajutorul uleiurilor? Este posibil. Noi, de exemplu, știm vestitele ingrediente care se folosesc acum în cosmetologie, cum ar fi retinolul, da? Un ingredient foarte puternic care are efect antioxidant și de întinerire a celulelor, pentru că el lucrează la nivel, deci reface celula la nivel general, atât structural și funcțional. Și iată, găsim un așa înlocuitor și intrusă cu uleiurile eterice, cum ar fi, de exemplu, tămâia. Știm, mai este ingredientul binecunoscut și scump la noi, acidul hialuronic, da? Care este și folosit și în proceduri invazive și în diferite seruri cu măști. Înlocuim cu uleiul de trandafir. Care este și un afrodisiac. Exact, da, el este foarte vestit. Numai că aici trebuie să fim foarte atenți, deci este un ulei care are, deci, proprietatea, deci nu numai la nivel celular, dar are de a acționa la nivel ADN-ului celulei. Și atunci este important ca să fie un ulei de calitate, deci nici într-un caz n-aș recomanda un ulei sintetic. Eu știu că foarte, de fapt, unul dintre lucrurile care diferențiază uleiurile necalitative de cele calitative e prețul. Cât ar trebui să, sau peste câte sute de lei ar trebui să coste un ulei bun? În cazul acesta aș putea spune că uleiurile, în primul rând, sunt foarte diferite de prețuri. Cele mai ieftine o să fie citricele. Așa, pentru că sunt mai comune. Materia primă este cea mai multă materie primă și în cazul acesta citricele sunt cele mai ieftine. Dacă vorbim de trandafir, este cel mai scump ulei, care costă și peste 1000 și ceva. În cazul acesta, o picătură de trandafir, ca să înțelegem, trebuie 60 de trandafiri. Pentru o picătură de ulei esențial pur de trandafir sau o tonă de flori de trandafir pentru 5 ml de trandafir. E foarte... Unde e trandafirul la voi? Fiecare? Este acolo în volă. vreau da, să țin o tonă de trandafir pe palmă. Da, și de ce? Niciodată nu o să găsim același preț la toate uleiurile. Da, aici nu e ca la magazin, la supermarket. Da, și... Asta și spune, în acest caz, spune despre calitatea unui ulei esențial pur. Da, și mai are în vedere cât efecte are, pentru că noi, folosind o picătură, de exemplu, în crema de față, noi mai căpătăm și alte efecte, de exemplu, uleiul de lăvențică, da? Deci noi putem folosi ca un ulei calmant a iritațiilor, a surilor, dar el totodată are un efect detoxifiere a pielii, da? Cum iată avem uleiul de lămâie, este un ulei de detoxifiere a ficatului. Iată, lăvențica o folosim ca remediu de detoxifiere a pielii, plus la aceasta este unicul ulei care noi acum, din păcate, ne ciocnim cu foarte multe persoane care suferă de dereglări hormonale, deci gladii tiroide. Deci nu contează hipotiroidă, hipertiroidă, hipotiroidism. Deci este unicul ulei care reglează fonul hormonal. Deci un ulei care... Deci de asta el este, de fapt, așa de vestit și cunoscut de toți și iubit în principiu, pentru că la un moment dat toți avem câteodată o dereglare hormonală. Eu cred că aceste fete pot să vorbească ore în șir despre pasiunea care poate le-a schimbat viața. Le găsiți și pe Facebook ca să aflați toate detaliile și dacă doriți să intrați și mai mult în această lume mirositoare, puteți să mergeți și la masterclass-uri ca să învățați practic mai multe lucruri. Mulțumim foarte mult fetelor! Mergem în câteva clipe în culise și îmi eleg și eu vreo câteva, da, o să țin tonele pe palmă. Ne-am convins că uleiurile esențiale și amestecurile de uleiuri conduc într-o călătorie senzorială care ne revigorează atât corpul cât mintea. Mare atenție la ele, însă sunt concentrate, deci trebuie să știm cum să le folosim corect. Sper că împreună cu echipa am deschis calea spre o lume a tratamentelor alternative. Nu vă rămâne decât să o explorați. O seară aromată vă doresc!